Pot proba că Recorder a mințit grosolan la adresa mea, a distorsionat adevărul, a ascuns filmări foarte relevante pentru opinia publică. Acum să vezi să schimbați tot ce înseamnă România. Dacă schimbau, eu mai ce să rămân dacă ați reușit să schimbați tot ce înseamnă România cu pilea de influență. Am semnalat că este un sistem profund corupt. Dovediți. Poate o să spuneți că sunt detalii irelevante. Nu este adevărat. Dar sunt convins că vom ajunge la o înțelegere. Doamne, vă mulțumesc de repede dacă avem o rezolvă. Ce direct fost la ușor? Nu știu, adică ce siguranță am văzut asta, că nu am luat nimic ca și cum se întâmplă. Recunosc că am fost naiv. Sau cum ar fi spus Petre Țuțea, am fost un bou pentru că am crezut că se pot face activități social-filantropice și afaceri în mod cinstit în România. Sunt Petre Câleașcu. Părinte Vicar, foarte pe scurt, putem ajuta chiar cu 800 de mii de lei. Am vorbit de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Intervine domnul ministru. Oh, cu respect, părinte, vreau. Noi putem aduce 800 de mii. Hai ca domnulul v-a adus. Vorbește, rog, că și pe Claudiu să vină la noi, da? Cu respect, domnul președinte. Vă salut. Vă mulțumesc foarte mult. Cu drag. Deci eu sunt consilierea domnului Ciolacu, de fapt, din 2014. Și l-am luat pe Luci la pachet cu șeful. De ce oare Recorder a făcut toate acestea? Sunt preotul Petre Câleașcu și din 2010, de 14 ani, mă lupt cu sistemul corupt din Biserica Ortodoxă Română, cu instituții ale statului român, un stat bonlav, abuziv și criminal în anumite situații. În lupta mea pentru adevăr și dreptate, am făcut tot ce mi-a stat în putință, ca om și preot. După ce am făcut nenumărate demersuri, constând în memorii către Secretariatul de Stat pentru Culte, către Secretariatul General al Guvernului, memoriul către Guvernul României, sesizare către Curtea de Conturi, plângere la parchet, memoriul către Patriarhia Română, către Sfântul Sinod, am scris și către Mitropolia Muntenii și Dobrogei. După ce am intrat în greva foame 17 zile. Din nou din fața Guvernului, în a 17-a zi de greva foame, zi și noapte. Aici. După ce am mers la Patriarhia Română. Ce se întâmplă la cancelarea Sfântului Sinod? Pentru că cancelarea noi chiar de să vă dăm nevastră rostul, ne luați la rost așa, adică aveți impresia că noi suntem aici ca să vă dăm rapoarte, să vă sapucicării. Adică cine vă credeți dumneavoastră acum? Cine sunteți să veniți să ne luați la rost? Nu vin să vă rog. Vreau să ieșiți afară, să mergeți la cancelare. Mergeți acolo și rezolvați acolo problemele. Vă rog frumos. Nu mă dați afară. Nu, vă rog frumos, chem jandarmul. Eu pot ieși. Nu, eu pot ieși frumos, chemați jandarmii, dar informațiile acestea o să le fac public atunci. Foarte bine. Deci problemul cu statul, mergeți la asta. După ce am fost la cancelarea Sfântului Sinod, ziua. Sunt părintele, cu respect, sunt preotul Petre Câleașcu de la Bacău și în jur de data de 10 iunie am depus un memoriu către Preafericitul Părinte Patriar prin care am adus la cunoștință sistemul profund corupt de distribuirea banilor de la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru construcția de biserici. Acest sistem corupt afectează viața bisericii pentru că unele parohii care n-au sprijin politic sau nu dau mită nu primesc finanțare, pe când altele primesc chiar dacă n-au nevoie. În 2020, în plină pandemie, când bugetul statului s-a contractat, da, mănăstirea Sfânta Cuvioasă Paraschiva din județul Timiș primește 750.000 de lei în trei tranșe. În trei.
pe când sute de biserici n-au primit un leu, pe motiv că e pandemie. Întrebarea mea este, oare a primit bani pentru că acea mănăstire este ctitorită de prea fericitul Părinte Patriar? Aici e problema. Am discutat cu domnul Opanschi de mai multe ori. Așa. Și a zis, ăsta e sistemul pe care îl vrea Biserica Ortodoxă. Eu n-am cum să-l schimb fără aprobarea sau acceptul prea fericitului Părinte Patriar. Întrebarea este, până când e acest sistem? Pentru că sunt biserici și parohii cu oameni foarte sărași care nu primesc bani. Părinte, din câte știu eu, și am apelat la, să zice, pentru zi, repararea bisericilor, da. Adică nu numai, fiecare preot într-un dreptul lui încearcă să facă rost de bani pentru ca să își repare biserica, să construiască un corect, nu știu ce. Corect. Adică știți cum se procedează. Da, da. Dacă se poate bine, trebuie să faci o documentație, un dosar. Corect. Așa. E, dosar de finanțare se cheamă. Așa. Așa. Cu toate etapele, de la protoierie până la arhiepiscopie sau tot ce trebuie. Eu, personal, cunosc parohii care, nu știu ce spuneți dumneavoastră acum, de că nu s-au dat bani. Cunosc parohii care au primit bani și în perioada pandemiei, și după pandemie, și înainte de pandemie. Adică, nu zic că nu se dau și bani. Din București, și din dar țară. toți apelează, ba la un senator, ba la un deputat, ba la un ministru. Să, acum dumneavoastră vreți să schimbați tot ce înseamnă în România? Nu să schimb. Și dacă schimbați, eu mai ce să rămân dacă ați reușit să schimbați tot ce înseamnă România cu pilea de influență. Habar n-am, nu știu. Dar de unde să plece schimbarea, dacă nu de la Biserica Ortodoxă? Sunt de acord. Eu știu, am lăsat al treilea memoriu cu privire la repartizarea sumelor de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Da. Am semnalat că este un sistem profund corupt. Dovediți. Dovediți că este... Nu sunt criterii de alocare a banilor și se fac... E o părere personală dumneavoastră. Păi nu sunt criterii. Dar cine spune asta? Scrie în lege. Criteriile Leașcu Petrică? După toate acestea, am ajuns la convingerea că doar presa mai poate să facă ceva. Din acest motiv am început colaborarea cu Recorder. Eu am realizat investigațiile publicate de Recorder în două materiale sub numele de corupție în numele Domnului. Nu am fost plătit, nu am urmărit foloase materiale. Singurul meu scop a fost să demonstrez că este corupție în Biserica Ortodoxă Română, practicată de oameni importanți ai bisericii, în cârdășie cu oameni politici. Corupție ce pleacă din cabinetul Patriarhului Daniel și din Guvernul României și se întinde aproape peste toată biserica și peste aproape toată țara. Recorder mi-a pus această cameră la dispoziție, costă în jur de 500 de euro pe piață. Este foarte simplu de folosit această cameră, se pune undeva aici la piept, în loc de nasture. În rest, domnul Alex Nedea și echipa Recorder, cu cafeluța sau ceaiul pe masă, au așteptat în birourile lor înregistrările pe care le-am făcut și pe care le-am trimis prin WeTransfer ca să le prelucreze. Am trimis filmările domnului Alex Nedea fără să am pretenții de orice natură. Tot ce am făcut a fost pentru binele public și așa vreau să rămână. Fac precizarea că materialele video publicate de Recorder, Corupție în numele Domnului 1 și 2, nu le-am văzut înainte de a fi publicate. Nu am avut vreun cuvânt de spus la întocmirea acestor materiale. După această experiență, am certitudinea și pot dovedi că Recorder a încălcat două din cele trei principii clamate chiar de către Recorder, și anume jurnalism onest și pus în serviciu public. Declar și pot proba că Recorder, în materialul Corupție în numele Domnului, partea 1, a mințit grosolan la adresa mea cu scopul de a-mi distruge imaginea publică. A mințit prin omisiune, a distorsionat adevărul prin prezentarea tendențioasă a faptelor, a ascuns filmări foarte relevante pentru opinia publică, pentru a proteja oameni importanți din biserică și din politică, cum ar fi preotul iconom, stravofor, dr. Marian Timofte, vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, preot Ionel Cuțuhan, protopop al protopopiatului Ceahlău,
din județul Neamț, preot Ioan Nicolae Sorin, consilier economic al Episcopiei Tulcea, preot Bogdan Herța, parohul Catedralei Sfântul Nicolae din Tulcea, ministrul mediului Mircea Fechet, subprefectul de Vrancea Gheorghiță Berbece, pus în funcție de PNL, doamna Cristina, secretara domnului Marcel Ciolacu de la PSD Buzău, misiunea începută de Alex Nedea de distrugerea imaginii mele publice, a continuat-o domnul Cristian Tudor Popescu și doamna Anca Simina în emisiunea Cap la Cap difuzată de Recorder pe data de 21 noiembrie 2023. De ce oare Recorder a făcut toate acestea? Alex Nedea și redacția Recorder și-au dat seama că investigațiile realizate de mine sunt valoroase și explozive din punct de vedere mediatic. De teamă ca urmăritorii materialului Corupție în numele Domnului să constate că meritul în realizarea acestei investigații aparține într-un procent mic redacției Recorder și în consecință Recorder să obțină puține aprecieri. Domnii de la Recorder au făcut tot posibilul să îmi distrugă imaginea publică pentru ca să nu mai prezint interes pentru opinia publică și astfel toate aprecierile să vină către Recorder. Miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Mă numesc Petrică Leașcu și sunt preot în cadrul Bisericii Ortodoxe Române de 20 de ani. Biserica Ortodoxă Română a fost mereu o organizație ermetică, din interiorul căreia s-au ridicat puține voci critice. De data aceasta însă, un preot cu vechime alege să iasă în spațiul public și să vorbească deschis despre corupția la care a fost martor și părtaș. Aceasta este prima minciună sfruntată spusă de Alex Nedea și de către Recorder. În material, domnul Alex Nedea spune clar, cu subiect și predicat, că eu am fost martor și părtaș la corupție, adică am făcut fapte de corupție, iar a doua zi, pe 22 noiembrie 2023, pe blogul personal, într-un articol numit Precizări, Alex Nedea spune că Recorder nu are dovezi care să probeze că eu aș fi făcut fapte de corupție, aș fi dat mită sau aș fi făcut trafic de influență. Este absolut incredibil. Alex Nedea își demontează propria minciună. Acuzația gravă a domnului Alex Nedea, că am fost părtaș la corupție, spusă pe un fundal video în care eu eram în Sfântul Altar dintr-o biserică, îmbrăcat în veșminte preoțești și slujind Sfânta Liturghie, o consider o ticăloșie. În opinia mea, mesajul este următorul. Priviți la acest om corupt care îndrăznește încă să mai slujească cele sfinte. Un om prefăcut, un impostor, un ticălos. Asta în timp ce eu sunt o victimă pentru că am refuzat să fac fapte de corupție. În dubla sa calitate de preot și de patron al unei firme de construcții, Petrică Leașcu și-a găsit repede un loc în circuitul banilor publici alocați pentru renovarea și înălțarea de biserici. Afirmația domnului Alex Nede este tendențioasă. Din această afirmație rezultă că însuși faptul că m-am apucat să construiesc biserici finanțate cu bani publici este un rău în sine pentru că mi-am făcut loc în circuitul banilor publici. Cu alte cuvinte, toți cei care fac afaceri cu statul, construiesc spitale, autostrăzi, drumuri, școli, sunt corupți pentru că sunt în circuitul banilor publici. Nu este o eroare de judecată. Nu este o greșeală umană. Alex Nedea o face în mod premeditat, cu scopul de a mă zugrăvi în fața opiniei publice ca un om corupt. Să inducă ideea că eu aș fi făcut fapte de corupție. Vedeți modul imoral și ticălos de prezentare a faptelor de către Recorder? În 2008, la numai 2 ani de la înființare, firma preotului ajunsese deja la o cifră de afaceri de 1,5 milioane de euro, exclusiv din contracte încheiate cu lăcașuri de cult. Informațiile prezentate de Alex Nedea despre Andicer Construct sunt false, deși știa cum s-au petrecut faptele pentru că eu i le-am prezentat.
În 2006, cifra de afaceri a societății a fost de 10.000 de euro. În 2007, de 210.000 euro și abia la sfârșitul anului 2008 a atins cifra de 1,5 milioane euro. Corect ar fi fost următoarea formulare. În al treilea an de activitate, societatea preotului Leașcu a ajuns la cifra de afaceri de 1,5 milioane euro. Poate o să spuneți că sunt detalii irelevante. Nu este adevărat. Sunt minciuni sfruntate spuse cu scopul de a-mi distruge imaginea publică, pentru ca oamenii să-i aprecieze doar pe ei, cavalerii dreptății, jurnaliști corecți și independenți. Alex Nedel nu spune nimic despre contextul și din ce motive 10 ani de cer construct a ajuns în 2008 la cifra de afaceri de 1,5 milioane. Prezentarea anumitor fapte cu scopul de a demonstra ceva fals și ignorarea altor fapte se numește minciună prin omisiune sau dezinformare și sub nicio formă nu este jurnalism onest făcut pentru interesul public, ci pentru interes personal. Graficul prezentat este greșit, doar că a să inducă ideea că am fost corupt și cifra de afaceri de 1,5 milioane am atins-o prin corupție. Vă rog să observați că graficul pleacă de la 0 în 2006. Fals! Pentru că, așa cum am spus, societatea a avut cifra de afaceri în jur de 10.000 de euro în 2006. După 2008, graficul urcă indicând faptul că cifra de afaceri în 2009 a fost în urcare, adică mai mare de 1,5 milioane de euro. De asemenea, fals, pentru că în 2009 cifra de afaceri a coborât la 700.000 de euro. Graficul corect este acesta. În 2009 cifra de afaceri coboară la 700.000 de euro și societatea rămâne cu lucrări executate și neîncasate, adică cu țepe date de biserici, de 280.000 de euro din cauza că am refuzat să dau șpagă. În 2010, cifra de afaceri se prăbușește la 38.000 de euro, de 40 de ori mai mică față de 2008. În 2011, cifra de afaceri a fost de 35.000 de euro. În 2012, cifra de afaceri a fost 0. În 2013, societatea intră în insolvență. În 2014, societatea este dizolvată și radiată. Acesta este parcursul unui om corupt. Miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Mă numesc Petric Leașcu și sunt preot în cadrul Bisericii Ortodoxe Române de 20 de ani. Să luăm aminte. M-am făcut preot din convingere. Eu am început facultatea de matematică la Iași, după care am dat la teologie și am luat. Convingerea a bătut pasiunea. În decembrie 2003 am ajuns preot la parohia Hârja din comuna Uituș, județul Bacău. Și acolo am descoperit un sat cu oameni în vârstă. Și atunci mi-a venit ideea, stând într-o seară, că ce bine ar fi să fie un centru, un așezământ de ajutorare a bătrânilor. Noutatea acestui așezământ constă în faptul că noi dorim să acordăm asistența socială la domiciliul lor și nu să-i aducem într-un centru cu gresie și faianță, pentru că bătrânul, dacă îl scos din căsuța lui, e redus cel puțin la jumătate perioada de viețuire, nu se adaptează. Vom avea, bineînțeles, și un centru de urgență în cazul în care un bătrân cade la pat în neputință și are nevoie de îngrijire și supraveghere permanentă. Atât timp cât acel așezământ era destinat social, adică de ajutorare, nu mă puteam baza pe veniturile pe care le-aș fi obținut de la bătrâni, sub nicio formă. Și atunci m-am gândit să deschid o activitate generatoare de venituri pentru parohie. Și am deschis societatea de construcții care s-a ocupat doar cu lucrări la biserici. 10 ani de cer construct. Recunosc că am fost naiv, sau cum ar fi spus Petre Țuțea, am fost un bou pentru că am crezut că se pot face activități social-filantropice și afaceri în mod cinstit în România. Am construit așezământul de la Hârja între anii 2004 și 2006. Am accesat fonduri nerambursabile de la Ministerul Integrării Europene. Guvernul României a alocat 380.000 de lei. La aceste sume s-au adăugat alți bani veniți din donații și sponsorizări.
Precizez că toate fondurile publice de la Ministerul Integrării Europene, de la Guvernul României, au fost derulate prin primăria Oitus, pentru că parohia Hârja nu avea capacitatea tehnică să deruleze aceste programe cu fonduri publice. Primăria Oitus a făcut licitații publice, decontările s-au făcut în urma unor recepții, iar în 2006 primăria Oitus a predat așezământul parohiei Hârja sub formă de comodat și astfel m-am trezit cu povara așezământului pe umerii mei. Din acest motiv am deschis societatea Andicer Construct ca să am o sursă de venit cu care să susțin așezământul de la Hârja. În 2006, fiind la început, așa cum v-am mai spus, cifra de afaceri a fost de 10.000 de euro. Începând cu 2007, data intrării României în Uniunea Europeană, lucrurile s-au schimbat. Eu am angajat oameni care se pricepeau la construcții de biserici, iar preoții care aveau biserici în construcție au început să mă caute pentru că erau obligați de către inspectoratele de stat în construcții județene să execute lucrările după proiecte și cu societăți specializate. Și m-am trezit pe o piață cam liberă, piața construcțiilor de biserici. În 2008 a fost o nebunie pe piața construcțiilor. Foarte mulți preoți m-au căutat și m-au rugat să vin să execut lucrările cu societatea pe care o aveam. Da, faptul că eram preot inspiram încredere. Haideți să vedeți ce am făcut eu cu societatea din 2006 până în 2009. Mă aflu la Biserica Parohiei Bogdănești din Comuna Bogdănești, județul Bacău. În 2008 am executat lucrări la această biserică, monument istoric, de reabilitare și renovare. Banii au fost alocați de Secretariatul de Stat pentru Culte. După spusele părintelui paroc din 2008, la intervenția unei cunoștințe, fiu al satului, secretar de stat la Ministerul de Finanțe. Nu am dat șpagă, nu am făcut trafic de influență. Când am venit aici, banii deja erau alocați. Am executat lucrările în mod legal, corect. Am convingerea că n-am săvârșit niciun rău. Sunt la Biserica Sfântul Neculai din orașul Onești, județul Bacău. Biserică monument istoric. În 2008 am executat lucrări de reabilitare și restaurare a acoperișului bisericii, cât și a fațadei exterioare. Suma de 200.000 de lei a fost alocată de Secretariatul de Stat pentru Culte și potrivit preotului paroh din vremea aceea, la intervenția unui parlamentar. Nu am dat șpagă, nu am făcut trafic de influență. Am lucrat cinstit, corect și legal. Lucrările au fost bune. Tot ce am făcut se păstrează în condiții foarte bune până în ziua de astăzi, după 15 ani. Am conștiința împăcată. Sunt la Biserica Parohiei Mal din orașul Onești. Această biserică am construit-o de la fundație, între anii 2008 și 2009. Banii au fost alocați tot de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Pentru că este public, părintele paroc din perioada respectivă a făcut anunțul public la sfințirea bisericii în anul 2009 sau 2010 și anume fostul senator PNL Ioan Aron Popa a făcut intervenții ca această parohie să primească suma de 700.000 de lei în 2008. Banii erau deja aprobați și alocați când am venit și am început lucrările la această biserică. Nu am făcut trafic de influență, nu am dat mită, am executat lucrarea, o lucrare bună. Nu au fost plângeri, nu au fost probleme, mă simt cu conștiința împăcată. Sunt la Biserica Sfântul Gheorghe din orașul Moinești, județul Bacău. În 2009 am executat lucrări de consolidare și reabilitare la această biserică. Fostul deputat Vasile Gherasim în anul 2009 a făcut un amendament pe legea bugetului de stat prin care s-au alocat fonduri pentru această biserică în valoare de 110.000 lei.
Preot paroh în 2009 era preotul Sardenie Ștefan. Sunt la Biserica Înălțarea Domnului din cartierul Lucăcești, oraș Moinești, județul Bacău. Aici am făcut lucrări de construcție în 2009. Tot fostul deputat Vasile Gherasim a făcut un amendament pe legea bugetului ca și această biserică să primească fonduri de la Secretariatul de Stat pentru Culte în valoare de 150.000 de lei. În 2009, paroh era preotul Ioan. Așa îl cheamă pe domnia sa, preotul Ioan. Am făcut lucrări la arcade și plafoane, lucrări complexe. După ce s-au recepționat lucrările, s-au emis facturile și s-a făcut plata, atât preotul Ioan, cât și preotul Ștefan Sardenie mi-au spus că trebuie să dau comisionul domnului deputat Vasile Gherasim. Am refuzat și din acest motiv, în 2010, la 1 martie, a apărut primul meu dosar penal pentru trafic de influență, că aș fi intervenit la Secretariatul de Stat pentru Culte ca aceste două biserici să primească suma totală de 260.000 de lei, în timp ce acești doi domni preoți, Sardenie Ștefan și Ioan Preotul, spuneau în biserică și mulțumeau public domnului Vasile Gherasim pentru intervențiile făcute de domnia sa la Secretariatul de Stat pentru Culte. În 2011, dosarul meu de trafic de influență a fost închis de procuror pe motiv că fapta nu există. Am suferit foarte mult din cauza acestor doi preoți. Mă aflu la Biserica Parohiei Tașca din localitatea Tașca, comuna Tașca, județul Neamț. Această biserică am ridicat-o în 2009 până sus, la arce și la bolți. La sfârșitul anului 2009 nu m-am mai înțeles cu părintele paroh din vremea respectivă și din acest motiv am încheiat colaborarea. Nu am dat șpagă, nu am făcut trafic de influență, am lucrat legal cu oameni angajați cu carte de muncă, am emis factură, am plătit taxe la stat. N-am făcut nimic rău, a rămas ceva în urma mea. Sunt la Biserica Parohiei Buda din comuna Oșești, județul Vaslui. Aici am început lucrările în 2007. Am turnat fundația și din cauza lipsei fondurilor am oprit lucrările. La sfârșitul anului 2007 s-a întâmplat ceva extraordinar și anume, Episcopia Hușilor avea aprobată suma de 380.000 de lei pe legea bugetului datorită unui amendament depus de domnul Dan Marian, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, în vremea respectivă deputat PNL de Vaslui. Ce vină am eu că banii au fost obținuți pe bază de mită și trafic de influență? Eu am executat lucrările, am emis factură, am plătit taxele la stat, am plătit salarii. Sunt la biserica din satul Deleni, comuna Hoceni, județul Vaslui. Lucrarea am executat-o în 2008 cu societatea și a presupus construirea bisericii, inclusiv acoperișul, cât și tâmplăria. După terminarea acestor lucrări, părintele a spus că poate continua în regie proprie. Banii au fost alocați de Secretariatul de Stat pentru Culte în valoare de 200.000 de lei în 2008. Așa cum mi-a povestit părintele, banii au venit în urma unei intervenții a unui senator PSD de Vaslui. Nu știu numele pentru că părintele n-a vrut să-mi spună numele. Nu am dat mită, nu am dat șpagă, pentru că atunci când am fost chemat și am venit aici, deja banii erau în contul parohiei. Am executat lucrările în mod corect și legal, am emis factură și am plătit taxe la stat. Am făcut oare rău? Mă aflu în satul Grumezoaia din comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui. În spatele meu este biserica în construcție a parohiei Grumezoaia. Un domn deputat a intervenit la Secretariatul de Stat pentru Culte și astfel parohia a primit 250.000 de lei. Părintele m-a chemat să execut lucrarea. Din suma respectivă s-a plătit și proiectul, autorizația de construire și toate avizele și am construit această clădire. Din cauza faptului că domnul deputat
a solicitat comisionul de 20%, iar eu am refuzat. Domnul deputat mi-a spus că nu va mai aloca niciun ban Secretariatul de Stat pentru culte dacă domnia sa nu primește partea lui. Părintele m-a rugat, insistent, să-i dau eu 20% comisionul pentru că oamenii din satul Grumezoaia sunt cu posibilități reduse și el nu reușește să strângă suma solicitată de deputat. Am refuzat categoric, am executat lucrările și iată, după 16 ani, lucrarea se află în stare bună, dar înghețată în timp. Uitați, oameni buni, cum statul român își bate joc atât de banii contribuabililor, cât și de cetățenii lui. Secretariatul de Stat pentru Culte nu a mai alocat niciun ban pentru terminarea acestei biserici din cauza faptului că un politician nu și-a luat parandărătul. Această biserică în construcție a rămas la acest nivel din cauza faptului că un politician s-a supărat că nu și-a primit parandărătul. Priviți și biserica parohiei Grumezoaia. Asta este biserica unor oameni cetățeni români. Aici, lângă biserică, se află cimitirul unde odihnesc creștini ortodoxi. Dacă aveți curiozitatea, veniți în satul Grumezoaia, din comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui, și veți vedea o biserică începută de acum 16 ani și rămasă la același nivel din răzbunarea unui deputat. Biserica cimitirului din localitatea Vodcani, comuna Vodcani, județul Vaslui. Această biserică am ridicat-o în anii 2007-2008, până la acoperiș, inclusiv în 2009, când a trebuit să dau eu comisionul de 20% și am refuzat, am pierdut contractul. Banii au fost alocați tot de către Secretariatul de Stat pentru Culte. Potrivit părintelui paroh din anul 2007-2008, pentru ca parohia să primească banii de la Secretariatul de Stat pentru Culte, ar fi intervenit tot domnul Dan Marian, deputat PNL de Vaslui, în mandatul 2004-2008. Nu am dat mită, nu am dat șpagă, nu am făcut trafic de influență. Am venit, am construit biserica, am emis factura, iar în momentul când mi s-a cerut să dau eu comisionul, am renunțat la lucrare și mi-am văzut de drum. Sunt la Biserica Satul Nou din comuna Solești, județul Vaslui. Și această biserică am ridicat-o la roșu în 2008-2009. Banii au venit de la Secretariatul de Stat pentru Culte la intervenția doamnei Doina Silistru. Așa mi-a spus părintele paroh din perioada aceea. Doamna Doina Silistru era senator PSD în 2008 și avea influență la Secretariatul de Stat pentru Culte. Eu am venit când deja banii erau aprobați și virați în conturile parohiei. Am lucrat legal, am emis factură, am plătit taxele la stat. Ce rău am făcut? Care este vina mea că s-a făcut trafic de influență și posibil cineva a dat sau a primit mită? Sunt la Mănăstirea Cârlomănești, de lângă Tecuci, județul Galați. Aceasta este bisericuța pe care am consolidat-o, reparat-o și reabilitat-o în 2008. Banii au fost alocați tot de către Secretariatul de Stat pentru Culte. Părintele protopop de Tecuci s-a ocupat de gestionarea acestor bani cu aprobarea și binecuvântarea centrului eparhial de la Galați. Din câte am înțeles, domnul Paul Victor Dobre, deputat de Tecuci în perioada respectivă, ar fi alocat banii pentru reabilitarea și consolidarea acestei biserici. Eu nu am dat mită, nu am făcut trafic de influență, am muncit corect, am muncit legal, am respectat toate normele și am reușit reabilitarea acestei biserici. Din punctul meu de vedere, nu am făcut nimic rău. Sunt la biserica din localitatea Umbrărești, județul Galați. Aici, în 2009, am executat lucrări de finisare atât la fațada exterioară cât și în interiorul bisericii. La această biserică am venit să lucrez la propunerea și rugămintea
părintelui Epifanie, fostul stareț al mănăstirii Măgura din județul Bacău. Dumnezeu să-l ierte pentru că a trecut la cele veșnice. Părintele a insistat să vin să finalizez lucrările de construcții la această biserică și chiar părintele a donat 50.000 de lei, nu am dat mită, nu am făcut trafic de influență, am lucrat corect, legal, am emis facturi pentru lucrările executate și pentru banii încasați, am plătit taxe la stat, oamenii au fost angajați legal, am conștiința împăcată că n-am făcut ceva rău. Clădirea nouă pe care am construit-o de la temelie. Mă aflu la Biserica Poiana din orașul Ovidiu, județul Constanța. În 2010 am ridicat această biserică până la centură. Părintele Papa Coste, parohul din 2010 a acestei parohii, mi-a spus că un domn deputat a intervenit la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru ca parohia să primească o anumită sumă de bani. Din păcate, n-a fost suficientă pentru finalizarea lucrărilor. Am venit și am executat lucrările doar încasând manopera. Materialele au fost achiziționate de parohie, așa cum părintele Papa Coste mi-a spus, pentru ca comisionul solicitat de domnul deputat să fie acoperit. Acoperișul bisericii nu l-am construit eu. După proiect trebuia să arate total diferit. Parohia l-a construit în regie proprie după o perioadă de timp după ce am plecat eu în 2010 din acest șantier. Nu am dat mită, nu am făcut trafic de influență, am lucrat cinstit, am plătit taxe la stat, am plătit salarii. Ce rău am făcut? Sunt la Biserica Parohiei Bragadiru din orașul Bragadiru, județul Ilfov, lângă București. În 2009 am executat lucrări de reabilitare a acestei biserici. Am refăcut complet acoperișul, înlocuind tabla, am refăcut și fațada exterioară. Fondurile, bineînțeles, au venit de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Un senator a intervenit la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru ca această parohie să primească fondurile necesare. Nu știu numele pentru că părintele paroh nu mi-a spus numele parlamentarului. Am făcut toate lucrările, banii erau deja alocați și virați în contul parohiei când am ajuns aici. Ce am făcut se păstrează până în ziua de astăzi. Am lucrat legal, corect. Am plătit taxe la stat, totul pe bază de factură. Ce rău am făcut? Sunt la biserica din parohia Buda, comuna Cornetu, județul Ilfov. Această biserică am început-o în anul 2008, în toamna anului 2008, de la cota 0 și am terminat-o în primăvara anului 2009. În anul 2008, domnul Costel Ovidenie, fost deputat în legislatura 2004-2008, a făcut un amendament prin care această biserică a primit suma de 1.800.000 de lei. Amendament depus la legea bugetului de stat pe 2008. Din cauza acestei sume mari, a apărut un conflict între două grupări din Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română. Se certau cine să primească contractul de lucrări. Părintele Dorin, de atunci parohul acestei parohii, m-a chemat, am semnat contractul și am început lucrările. Am lucrat legal, corect, nu am dat mită, nu am făcut trafic de influență, am conștiința împăcată. Mă aflu la mănăstirea Crângu din localitatea Crângu, județul Teleorman. Am lucrat la această mănăstire în anul 2009. Am realizat șarpanta și am pus tabla de cupru. Banii au venit tot de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Părintele Clement, starețul din anul 2009, mi-a spus că un procuror de la Parchetul General a intervenit la Secretariatul de Stat pentru Culte
pentru ca această mănăstire să primească finanțare. Eu am venit aici când banii deja erau alocați și virați în contul mănăstirii. Am lucrat conform unui contract și a unui deviz de lucrări agreat de mănăstire și de dirigintele de șantier. Am pus tabla de cupru pe biserică. Lucrările au fost executate în mod corect și au corespuns din punct de vedere calitativ. Iată, după 14 ani, acoperișul mănăstirii este în stare bună. N-au fost și nu sunt plângeri. Din punctul meu de vedere, n-am făcut niciun rău. Mă aflu la biserica din satul Puieni, județul Giurgiu. Această bisericuță am restaurat-o și reabilitat-o în anul 2008. I-am refăcut acoperișul, am înlocuit toată tabla, am făcut fațada. Când am venit aici, în satul Puieni, județul Giurgiu, parohia deja avea bani aprobați, iar eu m-am apucat de lucru, am executat lucrarea în mod legal, am emis factură, am plătit taxe la stat, n-am făcut nimic rău. Nu știu ce s-a întâmplat în detaliu, în urma mea, câți bani s-au strâns de prin sat, de la oameni, de la donatori. Eu știu că la toate obiectivele, la toate unitățile de cult, am executat lucrările în funcție de sumele pe care le aveau disponibile. Sunt la mănăstirea Comana din județul Giurgiu. După ce am executat în 2008 lucrarea la Biserica Parohiei Herești, și anume refacerea acoperișului și înlocuirea olanelor, în 2009 am fost chemat aici să execut lucrările la acoperișul clădirilor din jurul bisericii. Clădiri, monumente istorice, banii au fost alocați de Secretariatul de Stat pentru Culte. Când am venit aici, banii erau deja aprobați și virați mănăstirii. Am executat lucrarea, nu am dat șpagă, nu am făcut trafic de influență. Mă aflu la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Aici, în 2008, am refăcut acoperișul bisericii, monument istoric, adică am refăcut șarpanta și am înlocuit olanele. O lucrare specială, făcută cu oameni profesioniști, cu experiență. Am primit din partea părintelui și o icoană, pentru care îi mulțumesc foarte mult. Nu am dat mită, nu am dat șpagă, nu am făcut trafic de influență. Lucrarea este foarte bună, se păstrează în condiții foarte bune și dacă vreți puteți veni aici la Herăști, în județul Giurgiu, să-l întrebați pe părintele paroh cum se prezintă biserica și lucrarea executată de societatea mea în 2008. Sunt liniștit în fața conștiinței și în fața lui Dumnezeu că n-am făcut ceva rău, din contră, am făcut ceva bun. Credeți că toate aceste lucrări le-am făcut pentru că am dat șpagă, pentru că am fost corupt? Ați observat, am făcut lucrări la monumente istorice, cum ar fi mănăstirea Comana de lângă București. Am fost chemat la aceste obiective pentru că lucram în mod profesionist, pentru că aveam oameni foarte pricepuți, pentru că executam lucrările cu rapiditate. Nu stăteam să-mi bat joc de lucrare sau de banii oamenilor. Mecanismul este următorul. Preotul împreună cu enoriașii strâng din donații o anumită sumă. Cu această sumă se merge la un politician, la un senator, deputat, cineva care poate să intervină la Secretariatul de Stat pentru Culte sau la Guvern și îi remite suma ca în schimb să primească de 4-5 ori mai mult banii oficiali de la Secretariatul de Stat pentru Culte. De exemplu, trebuia să fac șarpanta unei biserici. Pentru lucrarea aceasta, parohia, să zicem, avea nevoie de 200.000 de lei. Din parohie nu putea să strângă, să zicem, decât undeva la 30-40.000 de lei de la oameni. Cu suma asta mergea la un deputat sau la un senator și avea o discuție și o înțelegere. Și în schimbul remiterii acestei sume,
primea 200.000 de la Secretariatul de Stat pentru Cult, la intervenția politiciană. Acesta este mecanismul întâlnit aproape la toate unitățile. Care este rolul constructorului în mecanismul de corupție prezentat de mine? De unde rezultă că eu am dat șpagă în calitate de constructor? Începând să lucrez serios din 2007, am constatat că unele biserici primeau sume uriașe de bani de la Secretariatul de Stat pentru Culte, iar altele nu. Banii se acordă pe bază de dosar și nu există alt criteriu decât aprobarea persoanei care conduce Secretariatul de Stat pentru Culte. Acest sistem favorizează apariția traficului de influență și mitei, pentru că concentrează întreaga putere în pixul unui om. Cei care nu au relații n-au nicio șansă. Stând la o cafea, la masă, cu preoții din parohiile care au fost finanțate cu sume importante de bani, cum ar fi 200.000, 300.000, 500.000, 700.000, 1.800.000 de lei, am aflat că banii au fost obținuți prin trafic de influență și mită. Preoții strângeau bani din parohii și dădeau mită unui om politic, iar ei făceau trafic de influență la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru a obține sume importante de bani. Banii obținuți prin trafic de influență de la Secretariatul de Stat pentru Culte trebuiau cheltuiți și lucrarea executată. Din acest motiv am fost chemat ca eu să execut lucrarea pe banii Secretariatului de Stat pentru Culte, în timp ce preoții strângeau în continuare bani, păcălindu-i pe enoriași că lucrările sunt făcute din banii lor. La unele obiective a fost dublă finanțare. Una venită de la Secretariatul de Stat pentru Culte, pe bază de mită și trafic de influență, iar alta făcută de către enoriași prin donații și sponsorizări. La unele parohii, preoții nici nu mai informau enoriașii de sumele primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte și îi lăsau să creadă pe oameni că lucrările sunt executate din banii lor. Ce s-a întâmplat cu banii strânși de preoți, nu știu. Seriozitatea societății, lucrările executate cu rapiditate, respectarea normelor de protecție a muncii de către angajații societății, calitatea materialelor au fost stimulente pentru mulți enoriași din diferite parohii ca să cotizeze, să doneze sume importante de bani. În calitate de preot și coordonator al așezământului, dar și coordonator al societății de construcții, am interacționat cu preoți, cu protopopi, cu stareți de mănăstire, cu miniștri, cu secretari de stat, cu deputați, senatori și am descoperit sistemul de finanțare a unităților de cult. După toată experiența mea, am ajuns la concluzia că sistemul este profund greșit și imoral, pentru că în proporție de 90% este bazat pe trafic de influență și mită. Am spus că am interacționat cu foarte mulți oameni din biserică și oameni politici. Am interacționat, nu am șpăguit. Mai târziu, am realizat că unii politicieni m-au respectat, crezând că șpaga primită de ei a venit de la mine. Eu am crezut că amabilitatea lor se datora faptului că eu aveam grijă de un așezământ de ajutorare a bătrânilor și construiam biserici. Am spus că am descoperit sistemul corupt. Pot fi eu acuzat de corupție dacă am descoperit corupția? Iată un exemplu. Botoșăneanul din satul Vlădeni de al comuna Frumușica, Ara, în grădină, a observat o bucată mare de metal în pământ și s-a apropiat să vadă ce este. Când și-a dat seama că este vorba despre un element de muniție, a apelat numărul de urgență. Pirotehnicienii au stabilit că este vorba de o bombă de aruncător, calibru 120 de mm, care era în perfectă stare de funcționare. Muniția a fost ridicată și transportată în poligonul militar de la Copălău, în vederea distrugerii la o dată ulterioară. Ce părere aveți? Ar fi trebuit acel botoșănean să fie arestat pentru deținere de bombe, pentru că s-a descoperit bomba în grădina lui. Ar fi o prostie. Așa și la mine.
am descoperit corupția din sistem, făcând parte din sistem, fără să fac fapte de corupție. Am avut frământări sufletești din cauza aceasta. Am fost chiar și la un preot bătrân și am spus toate frământările mele. I-am explicat exact situația și mi-a spus foarte simplu. Faci tu fapte de corupție? Nu. Atunci vezi-ți de treabă și construiești în continuare biserici. Nu m-am putut liniști. Dar ce puteam să fac? Credeți că puteam să conving eu un preot sau mai mulți să se autodenunțe, să spună ei, să mărturisească ei că fac fapte de corupție? De ce ar fi făcut preoții autodenunțuri și să piardă tot? Parohie, stimă, bani mulți obținuți ușor? Nu mi-a trecut prin cap să fac înregistrări și nici nu aveam cu ce. Și acum, cu dovezi foarte clare, mare lucru nu se întâmplă. Se minte și se dezinformează foarte, foarte mult. Arhiepiscopia Tomisului a dat un comunicat de presă prin care a spus că eu am fost caterisit și a fost o singură întâlnire dintre mine și înalt preasfințitul Teodosie. Nu am fost caterisit și au fost trei întâlniri pe care le-am avut cu înalt preasfințitul Teodosie în două zile diferite, iar ultima a fost chiar în reședința înalt preasfinției sale. Cercat înalt preasfinția voastră, nu știu, să dați mită, să luați... N-am încercat, nici intenții n-am avut nimic. Să cumpărați influență? Nici vorbă de așa ceva. Am fost chemat, dar n-am dat nicio declarație, că n-am cerut declarație. Nu este absolut nimic real. Eu nu pot să vorbesc de păreri. Sunt numai niște zvonuri și provocări. Gata, lăsați-mă, vorbesc de brațe. DNA Constanța dă un comunicat public prin care spune că s-a început urmărirea penală față de Teodosie Petrescu și față de un consilier al Arhiepiscopiei Tomisului, iar înalt preasfințitul Teodosie neagă cu vehemență. Contestă evidența. Pe de altă parte, dacă stăm și ne gândim la o analiză reală asupra situației, vorbim de Arhiepiscopul Tomisului, discutăm de 800.000 de lei pentru Arhiepiscopia Tomisului, pentru că să facă o lucrare, bani veniți de la apartamentul pentru culte, și infracțiunea este și necredibilă, pentru că în momentul în care discutăm de o finanțare a Arhiepiscopiei, da, cu siguranță ea nu poate fi de 800.000 și nu poate fi intermediată de un trepăduș. Deci, din punctul de vedere, este clar că este vorba de o făcătură într-un scop evident de a-l compromite. Să-l rețineți bine pe acest domn senator Daniel Fenechiu. Pentru domnia sa, infracțiunea este necredibilă pentru că e o sumă foarte mică, 800.000 de lei. Bănuiesc că pentru politicien de calibru domnului Daniel Fenechiu, șpăgile sunt mult mai mari, de ordinul sutelor de mii de euro sau chiar a milioanelor de euro. Să vă aduceți aminte de acest domn Daniel Fenechiu când în campaniile viitoare electorale domnii de la PNL vor spune că ei luptă împotriva corupției. Ați auzit vreo reacție din partea domnului Ciucă, a domnului Bode sau a PNL-ului în legătură cu domnul Cătălin Toma? Eu o văd ca pe o provocare, efectiv o chestiune fabricată pe care cineva a încercat să o așeze așa în fața acestui înalt prelat. Cu ce scop? Cu scopul de a-l compromite, nu? În acest moment toată mașinațiunea trebuie așezată invers, privită exact în partea cealaltă. Cine a produs acest act? Pentru că, de data aceasta, înalt preasfinția sa este victimă, nu este autor. Toate dosarele legate de înalt preasfinție de Teodosie au fost înțeles, filmări. Da? Deci este victimă, nu este autor. Deci toate dosarele înalt preasfinție... V-ați făcut înțeles, domnule general. Stați liniștit. Îmi este rușine de rușinea dumneavoastră. Pentru domnul general de brigadă, profesor universitar, doctor, inginer, Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare, înalt preasfințitul Teodosie este o victimă. DNA începe urmărirea penală împotriva
în apra Sfințitului Teodosie. Filmările sunt grăitoare și totuși domnul general Cristian Barbu apreciază că a fost o provocare cu scopul de a-l compromite pe înalt preasfințitul Teodosie. Dacă generalii din armata română sunt ca plagiatorul Ciucă sau ca domnul Cristian Barbu, este vai și amar de armata noastră. Părinte, a apărut acum un reportaj la Recorder. Recorder, publicație apreciată de multă lume, în care un preot face anumite dezvăluiri cu privire la ce se întâmplă în interiorul Bisericii Ortodoxe. Dumnealui este preot de peste 20 de ani și spune că există o corupție la scară înaltă. Ați văzut cumva reportajul ăsta în primul rând? Nu l-am văzut reportajul. Despre acești recorderi n-aș putea să spun că am o părere grozavă, că nici despre ei nu știu prea multe și cu ce se ocupă. Acum tu când ca preot îți denigrezi instituția care o slujești, chiar te numești preot? Deci ca să fiu sincer, 10% din cei acolo aș lua de bunii, 40% acuze și ca să creeze vâlva și 50% artificii și focul ăla de scânteie ieftin. Deci băieții le place să caute, cum să spun eu, petarda aia care când îi dai drumul să facă steluții, dar și cel ce a prins petarda este un focos de proastă calitate. Preotul Calistrat recunoaște că nu a văzut materialul publicat de Recorder. În ciuda acestui fapt, în mod ticălos, se apucă să facă aprecieri la adresa mea, bineînțeles negative, și să-și dea cu părerea cât la sută este corect din materialul Recorder și cât la sută este dezinformare. Aș vrea să-l întreb pe preotul Calistrat, oare cei care vă urmăresc nu merită un pic de respect? Cum puteți să vă pronunțați în legătură cu un material video pe care nu l-ați văzut? Înțelegeți cât de greu mi este să lupt cu sistemul corupt, chiar dacă am dovezi puternice? Ce aș fi putut să fac în 2008, fără probe, fără dovezi? Cine m-ar fi crezut? Trebuie să recunosc că eu sunt o consecință a acestui sistem. Am fost în sistem, am beneficiat de acest sistem. Poate nu aș fi făcut aceleași lucrări și nu aș fi ajuns la aceeași cifră de afaceri dacă era un sistem corect. Îmi recunosc partea mea de vină, pentru că am fost tolerant. Am ajuns să fiu victima acestui sistem, pentru că se aseamănă cu un sistem mafiot. În cazul în care nu te integrezi, ești sacrificat. Da, am făcut parte din sistem. Am lucrat cinstit și legal, în timp ce alții dădeau șpăgi și făceau trafic de influență. Este adevărat, dacă sistemul era corect, ticăloșii de politicieni nu mai dădeau atâția bani la biserici și eu nu mai aveam atâtea lucrări. Dar nu este vina mea că am avut de lucru, am muncit corect, onest și am plătit taxe la stat. Am beneficiat de sistem în sensul că am avut de lucru cu societatea, dar nu am făcut parte din mecanismele corupției. Nu am dat șpagă, nu am făcut trafic de influență. Am spus că sunt o victimă a acestui sistem corupt. În 2009, când am refuzat să dau șpagă, am fost executat în stil mafiot. Au fost fabricate dosare penale la adresa mea, netemeinice. Am fost nevoit să mă retrag din preoție. Am rămas cu lucrările executate și neîncasate, cu datorii. Astea toate demonstrează că am fost o victimă a acestui sistem profund corupt, pentru că am refuzat să fac fapte de corupție. Am spus că sunt o consecință acestui sistem și am și explicat, dar Recorder a tăiat. Explic acum. Nu mi-am dorit să umblu ca un nebun cu camere de filmat ascunse și să înregistrez oameni importanți din biserică și din politică. Mă așteaptă în altul. Vocația mea de preot nu este să o fac pe justițiarul. Am fost forțat de sistemul corupt să fac investigația
publicată de Recorder și din acest motiv am zis sunt o consecință a acestui sistem. Însuși faptul că mă aflam pe scaunul acela dând un interviu era o consecință a sistemului corupt. În 2009 a început criza economică, iar oamenii nu mai donau atât de mulți bani la biserică. Din acest motiv, reprezentanții bisericilor unde aveam contracte în derulare au început să îmi spună că eu trebuie să dau comisionul de 20% din sumele pe care urmau să le încasez. Bineînțeles că am refuzat. Refuzând categoric să dau mită, au început problemele. Cum să dau mită în timp ce eram și preot și mergeam în altar să slujesc cele sfinte? Prima lovitură am primit-o din partea preoților Sardenie Ștefan și Ioan, preotul din Moinești, care mi-au cerut să dau eu comisionul fostului deputat Vasile Gherasim. Din cauza că am refuzat, în 2010 m-am trezit cu primul meu dosar penal pentru trafic de influență. Dosar care a fost închis în 2011 pe motiv că fapta nu există. Tot în 2009, din cauza că am refuzat să dau șpagă reprezentanților Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, am rămas cu lucrări executate și neîncasate de 200.000 de lei, lucrări făcute la Mănăstirea Dâlhăuț din județul Vrancea. Din 2010 și până în 2020 am avut 8 dosare penale pentru infracțiunile: trafic de influență, evaziune fiscală, delapidare și fraudă și 5 infracțiuni de înșelăciune. Am rămas condamnat definitiv în mod ilegal și nedrept pentru o singură faptă de înșelăciune săvârșită împotriva parohiei Sfinții Trei Ierarhi din Constanța. Am fost cercetat pentru infracțiunea de evaziune fiscală de către parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, dar și de către parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și anume de doamna procuror Adina Florea. Vă vine să credeți, am fost cercetat de 2 unități de parchet în paralel pentru aceeași faptă de evaziune fiscală. Preotul Leașcu a fost el însuși implicat într-un astfel de episod în calitate de patron al unei firme de construcții. În 2020, instanța l-a condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru înșelăciune. Pe scurt, Leașcu a fost acuzat că a încasat în avans 100.000 de lei de la o parohie din Constanța pentru o lucrare de placare cu marmură, iar ulterior n-a mai efectuat lucrarea. Varianta sa este că banii i-au fost dați în avans pentru a fi fraudați. La scurt timp după virarea banilor, ne-au spus că lucrările nu mai trebuie realizate, iar în schimbul neexecutării lucrărilor să le remit suma de 60.000 cash. Adică să deturnați fondurile? Să deturnez întreaga sumă de bani, 40 să-mi rămână mie și 60 lor. Lucru pe care l-am refuzat și m-am trezit cu dosar penal de înșelăciune finalizat cu condamnare, la 2 ani cu suspendare. Pentru abuzurile și ilegalitățile pe care le pot demonstra, făcute ca să acopere furăciunea făcută de înalt preasfințitul Teodosie în 2010, de către următorii magistrați, procuror Adina Florea, în prezent pensionară cu peste 23.000 de lei pe lună pensie, judecătorii Dorin Parascheva, în prezent judecător la judecătoria Cornetu, județul Ilfov, secția civilă, Raluca Georgeta Ceaușu și Georgiana Angel Tudor de la Curtea de Apel Constanța, Marius Iepure, în prezent pensionat la 53 de ani cu peste 32.000 de lei pensie pe lună, Adriana Ispas, în prezent judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunteți o rușine pentru justiția din România. Personal, vă transmit să vă fie rușine și Dumnezeu să vă judece, pentru că aici pe pământ știu că nimeni nu o să vă judece. Și abia aștept să vă plângeți la CSM, să vă apere chipurile, reputația profesională și să fiu invitat să demonstrez abuzurile pe care le-ați făcut. Ați făcut abuzuri doar ca să mă condamnați pe mine și să-l protejați pe înalt preasfințitul Teodosie. Vă mai spun că nu mă las până când dreptatea nu va ieși la lumină. Mai bine mor luptând decât să mă resemnez cu această decizie profund greșită și nedreaptă a justiției penale din Constanța. O spun cu toată convingerea, justiția penală din Constanța
este o rușine. În prezent, eu sunt condamnat pentru că n-am executat o lucrare în 6 luni, deși contractul spunea că trebuie să o execut în 12 luni. Și țineți minte, contractul încheiat între două părți are putere de lege, dar pentru justiția din Constanța, legea nu are importanță. Înalt preasfințitul Teodosie, împreună cu preotul Pandele, au rămas cu suma de 60.000 de lei, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 100.000 de lei, suma primită de societatea pe care am avut-o, Andicer Construct, de 100.000 de lei ca avans pentru lucrări, a rămas în societate și au fost plătite datorii ale societății din cauza lucrărilor executate de societate la diferite unități de cult și neîncasate. Acea sumă de bani, 100.000 de lei, rămas în societate, nu a ajuns la mine, nu m-am folosit eu de bani respectiv. Voi credeți că aceasta este dreptate? Este un principiu în justiție. Printr-o hotărâre judecătorească, se restaurează ordinea de drept. Ce ordine de drept s-a restaurat când bugetul de stat a fost prejudiciat, iar înalt preasfințitul Teodosie împreună cu preotul Pandele au rămas cu 60.000 de lei, bani obținuți în mod ilicit? Ce credeți că se va întâmpla cu dumneavoastră după publicarea acestui interviu? Eu mă aștept să fiu crucificat, metaforic vorbind. Da, m-am așteptat să fiu crucificat, dar n-am bănuit că primele cuie le va bate chiar Alex Nedea, metaforic vorbind. Să fie clar, Recorder a difuzat emisiunea Cap la Cap, în care domnul Cristian Tudor Popescu și doamna Anca Simina, în modul cel mai josnic, au spus minciuni sfruntate și au lansat acuzații grave și absurde la adresa mea, cu scopul de a distruge imaginea mea publică. Revenind la povestea pe care am început să o spunem, e o poveste spusă de un preot din interiorul sistemului, la fel de complice ca și toți cei despre care vorbește. Nu e vreun înger din interiorul sistemului. Un om care a participat la toate aceste furtișaguri cu o companie pe care a făcut-o pe numele nevestei. Nu sunt furtișaguri. Furtișaguri înseamnă sume mici. Și aici e vorba de zeci de milioane de euro. Atunci atâta furturi se decartează de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Așa este. Așadar, un angrenaj pe care îl intuiam, dar care acum iese la iveală din mâinile, căci el filmează, unui om din interior. Petrică Leașcu este numele lui. Dar acest mecanism a fost adus la cunoștința publicului de către un ins din interiorul sistemului. Un ins care a participat la aceste infracțiuni de dare și luare de mită, de trafic de influență. Acest individ a participat ani de zile. Ba chiar a fost condamnat. Ba chiar a fost condamnat pentru așa ceva. Și numai acest individ din interior, un individ care este, cum să spun, e un păcătos. Doamna Anca Simina, domnule Cristian Tudor Popescu, dacă Recorder nu are dovezi care să probeze că eu aș fi făcut fapte de corupție, așa cum spunea Alex Nedea, vă întreb, dumneavoastră aveți aceste dovezi? Dacă nu le aveți, nu vă este rușine? Oare ticăloșia jurnaliștilor sau ticăloșia gazetarilor nu este la fel ca ticăloșia oamenilor politici sau a oamenilor bisericii? Apreciez că tot ticăloșie este. Cum bine observă, să spunem, avertizorul, turnătorul. E bine turnătorul, că o să mai vorbim și de turnătorul patronului pentru că face evaziune fiscală. Sau spoveditul. Da, e bun asta. Da, cel care se spovedește, e adevărat, în fața publicului, iată, în legătură cu păcatele comise de el, dar și de alții. Și aici este observația extraordinară. În toată povestea acolo, cum observă turnătorul. Turnător? Spoveditul? De ce? Am riscat totul pentru binele public. Cine va mai avea curajul să iasă și să vorbească public despre neregulile din instituțiile publice? Am fost sunat de preoți care doreau să vorbească public despre corupția din biserică, dar au ezitat și au dat înapoi când au văzut ce am primit eu chiar de la Recorder pentru curajul nebun
de a ieși și a vorbi public despre corupția din biserica noastră. Scopul investigației mele, publicată de Recorder în materialul video Corupție în numele Domnului, a fost să demonstrez cu probe existența sistemului corupt de finanțare a bisericilor, în care sunt implicați importanți oameni ai bisericii noastre ortodoxe, dar și politicieni de seamă. După ce am vizionat materialul Corupție în numele Domnului, partea 1, am fost revoltat că relevante filmări realizate de mine au fost ignorate de echipa Recorder. Din material pare că ținta a fost în al preasfințitul Teodosie. Fals! Ținta a fost, așa cum am spus, sistemul corupt de finanțare a bisericilor, ce se întinde din cabinetul Patriarhului Daniel și din Palatul Victoria peste aproape toată biserica și peste aproape toată țara. Din acest motiv, aceste filmări m-am hotărât să le fac publice. Înțelegerea se blochează însă pentru că oamenii de la vârful episcopiei încep să se teamă de posibilele consecințe penale. Minciună sfruntată! Oamenii de la vârful episcopiei din Tulcea au fost conștienți când au acceptat propunerile mele imorale și ilegale și da, se temeau de posibilele consecințe penale, dar lucrul acesta nu i-a oprit să continue discuțiile și să ajungem la o înțelegere. Totuși, înțelegerea a picat și oamenii de la vârful episcopiei s-au retras din cauza altui motiv. Vă prezint faptele așa cum s-au petrecut. Prima întâlnire am avut-o cu preasfințitul Visarion, episcopul din Tulcea, și cu preotul consilier economic Sorin, în data de 19 iunie 2023. Preasfințite stăpâni, un minut că vă deranjez. Sunt Petric Căleașcu, am terminat în 2003 la Sibiu, teologie. Da? Am vrea să facem niște lucruri aici, în județul Tulcea. Există bani de la curte, că banii sunt parte politic. Avem acordul preasfinției voastre. Unde? Uite, i-a luat legătura cu Părintele Consilier. Avem posibilitatea de la curte să obținem niște fonduri. Da. Fondurile la curte sunt parte politic acum, știți că... A doua zi, pe 20 iunie 2020, preotul stareț de la Mănăstirea din Ogeția din județul Tulcea mi-a trimis pe WhatsApp un deviz de lucrări în valoare de 2,2 milioane lei. În următoarea zi am primit tot pe WhatsApp de la parohul catedralei din Tulcea, preotul Bogdan Herța, un mesaj prin care mi-a transmis că este din partea preotului Sorin și devizul. În urma discuțiilor telefonice, dar și cele realizate prin mesaje, am stabilit cu preoții o întâlnire pentru data de 30 iunie 2023. Prima oprire a fost la Mănăstirea din Ogeția din județul Tulcea. Poftiți! Doamne ajută! Părintele stare? Da! Cu respect! Haideți aici! După ce am vorbit cu preoții călugări de la Mănăstirea din Ogeția, am plecat spre orașul Tulcea, unde m-am întâlnit cu preotul Bogdan Herța, parohul Catedralei Sfântul Nicolae, și cu preotul Ioan Nicolae Sorin, consilierul economic al episcopiei din Tulcea. Întâlnirea a avut loc la sediul catedralei. Din păcate, lumina a bătut în camera de filmat și din această cauză calitatea filmării nu este foarte bună. Catedrala din Tulcea. Prostoi, părinte. Eram la ceare acum, părinte Bogdan Herța. Pot închide un pic? Am băut la mănăstire, o apă toată. Să treci, ce faceți? Alergătura. Alergătura? Da. Ați văzut devizul? Da. Ați văzut ce trebuie făcut, ușile? Mi-a spus, părinte, nu, doar am intrat un pic, o să vedem după. Cele trei de la intrare plus încă una. Eu am fost la mănăstire. Ați fost și la mănăstire? La mănăstire, da. Da, v-ați uitat un pic pe deviz? Ei sunt constructori, au acum înființat a doua firmă. Ne-au spus. Adică stătici la construcții. Ne-au Problema spus. E că nu vedeți, s-a ajuns cu politicul ăsta prea... Știți cum e? Dacă obții 100 de lei și tu ajungi și pui practică 50... Știți despre ce vorbește preotul consilier Sorin? Despre parandărătul care se practică. Și o curați de muncă acum pentru... Și ce se întâmplă? Orice deviz care se încarcă, da, rămâne acolo, digital. Rămâne acolo, digital, corect. Digital, da. Și
și vă dați seama și prețuri și absolut tot. Na, și americanul doar v-a apăsat pe buton și v-a verificat. Într-o urmă asta se și vrea. Da. Eu am... V-ați uitat pe televizor? Eu m-am uitat. Ideea următoarea. Am vorbit și la mănăstire și cu părintele stare și urma chiar să vă sun. O să vorbim deschis aici. Da, vorbitul deschis înseamnă discuția pe față despre șpăgi. Fără jenă, fără probleme de conștiință. Ca între corupți. Cu părintele stare am convenit... pentru o sumă de 800 de mii, în primă fază acum, 800. Da, 800 de mii. Și având în vedere că sunt constructori, au societate, am convenit, am zis, părinte, și noi avem o societate noastră și o să fie un contract de subantrepriză. Da, am spus așa, ori preluăm noi și facem noi un deviz ofertă și ne asumăm tot, da. Și spune exact câte lucrări în mod real facem, okay, din sumă, sau dacă nu, eu spun, domnule, noi îi facturăm doar 20% pentru că fiind factură costul la stat. Am înțeles. Iar dânsii vor găsi soluții. Și au zis că nu, e treaba noastră, găsim soluții. Adică din suma asta de 800 de mii, noi facturăm 20% și restul își fac ei treaba. Au zis că se descurcă mai... Eu am, ne-am uitat. Problema e în felul următor. Și aici o să m-am gândit la o sumă de 500 de mii. Bănuiesc că aveți și un furnizor, aveți un constructor, aveți... Deci domnul ăsta este cel care va face efectiv ușile. Deci bun. Este devizul lui. El are ceva pus. Am înțeles. Acolo. Are ceva pus acolo. Adică devizul a fost umflat cu o sumă pentru șpăci și pentru profit imoral împărțit între ei. Data devizului este de 11 februarie 2023, cu mult înainte să merg eu acolo. Propunerile mele imorale nu au fost capcane în care au căzut oamenii bisericii din naivitate, ci au avut rolul de a proba corupția. Noi putem să-l facem un fel de consultanță, de un ajutor la dânsul, de 20%. Și dânsul ne plătește. Am înțeles. Și ori discutați, ori găsește o soluție și mărește, dar dacă și-a pus deja o rezervă, e în regulă, îi spuneți, dom'le, e suma asta, problema e că 20% va fi facturat. Dacă ar fi pe real tot ce cheltuia la lui 654 și zicem le face și primește 500, iar diferența să zic o primește ulterior, nu o să aibă de unii plăti. Ori găsește o soluție și mărește, ori dacă nu, posibil să discutați din rezerva care deja și-a pus-o. Da. Dacă ne încadrăm, eu vă dau un ok și... În regulă. Dacă nu, eventual discutați și ajustează ajustează devizul. Da. Că dacă ridic un pic suma, e mai bine. Adică ne este mai lejer nou. Da, nici pe 3, pe 4 nu poți să ceară 10 miliarde. Păi nu, dar v-am zis. Patru uși, mama lor de uși. Nu știu cum să vă spun. Auziți? Adică și el are preț de sculptor, că până la urmă e sculptor. Asta e artă, ce face, dar totuși. Patru uși. Adică noi devizul ăsta îl aprobăm la preotul, paroh, da, vorbește cu consiliere biserici. Pe consiliere biserici 10 oameni. Adică avem avocat, avem constructor, avem diriginte de șantier între consilierii noștri la catedrală. Păi dacă eu vin și le expun treaba asta, o să zic că părinte, ești nebun că dai 10 miliarde pe patru uși. Asta e situația la culte. Deși avem un nou secretar de stat, doar de asta n-am putut. Nu organigramă cum se trebuie. Păi nu, noi îl așteptam de mult, adică se știa din... Numai că Ciucă n-a vrut să-l numească, nu știu de ce... Da, adică, da, Iohannis, nu știu pe... Și așa, dar cum să zic, a venit de la Trinita, să zic, e ok. Oricum nu sunt criterii acolo și totul e din pix și din funcție de decizii politice. Bun, rămâne atunci să primesc un răspuns. Sigur. Și dacă e afirmativ, mergem pe această formulă. Da.
Și după aceea o să-l cunosc eu pe domnul arhitect. Dumneavoastră puteți vorbi direct cu el? Cu cine? Partea noastră? Cu domnul ăsta de la Arad care ne face? Absolut! Nu, dar... Că nu știu cum să comunic ca să nu mă... Eu îl abordez, nu-i problemă. Îi spun exact cum stau lucrurile. De telefon, sigur. Îmi trimiteți numărul pe WhatsApp și eu o să... Da? Și îl contactez. Dânsul de unde e, din? De la Arad este. De la Arad? Tocmai de la Arad. Eu îl pot aborda, eventual trag o fugă și până la Arad, sper să vorbim tet-a-tet. Da. Dar și spun că am acordul, am acordul și părintele paroc și al dumneavoastră și atunci rezolvăm. 720-16. Ember, da, Ember, Gabriel, Arad. Feriți-vă și de... Păi nu... A, nu, ați văzut. Da, ați văzut că nu îndrăznesc, da. Doar... Dacă dânsul vă zice că se încadrează, noi oricum mai avem o săptămână cel puțin până depunem devizul. Am înțeles. Da, în caz de ceva, atunci vedem dacă ne mai mărește sau nu. Înseamnă că săptămâna viitoare eu o să ajung la Ara la dânsul. Da. Spun că am... Dacă aveți altă cale de comunicare, puteți vorbi și cu WhatsApp sau... Nu, e mai... aș vrea mai bine față către față. Vorbiți și cu el. Ăsta l-aveți la dumneavoastră? Da. Să vadă că l-aveți de la noi. În regulă. Da? Ca să rezolvăm și asta. În regulă. Dar ar fi bine să-i dăm aproape când termină lucrarea, ca să nu ne ceară mai mult decât... Dacă vede că e deviz de 6 miliarde la 4 uși, o să zică au popii bani. Înțelegi? Nu, vă spun sincer, suntem nebuniți, nu din cauza. Nu. Și eu aprobare și tu dai 20 milioane pentru două vreți. Da. Astea sunt vremurile în care... Vremurile în care... Am ajuns să vrei. Vedem și ușile, nu? Chiar da. Aș vrea un pic. Vă rog, nu s-a fost că noi am păstrat o foaie de asta de ușă. Și foaia de ușă are niște cam aceeași structură, dar are niște capiteluri sculptate, are ceva... Na, am înțeles. Așa, care îi dă greutate totuși. E, și plus că ăsta a lucrat strâmb, l-a mai scos-o părintele, așa, nu e papuce aia, nu... Na. Am înțeles. Am înțeles. Sunt toate sistemele de practică. Trebuie să facem totul și puse altele. Da, deci ușile de la intrare și ușă. Exact. Adică, ele au dimensiuni impresionante, da. Foarte frumoasă catedrala. Bine, mi-a părut bine, ține legătură. Eu atunci trag o fugă până la Arad. Da. Dar sunt convins că vom ajunge la o înțelegere. Doamne ajută, este de repede dacă avem o răspuns. Cu respect, toate cele bune, Doamne ajută. După întâlnirea de la Tulcea cu preoții Sorin și Herța, pe data de 4 iulie 2023 am ajuns la Arad să mă întâlnesc și să vorbesc cu domnul Gabriel Ember, patronul societății comerciale cu care avea contract catedrala pentru furnizarea celor 4 uși la prețul de 654.000 de lei, adică 138.000 de euro. Ideea e următoarea, o să fiu foarte deschis, asta m-a rugat să... Aveți acest deviz, da. Ideea, ei au nevoie de finanțare. O cafea, un latte. Ok, mie dăm... o cafea, dăm un cola sau beți. Perfect. Noastră, latte macchiato? Un latte macchiato, da. Ei au nevoie de finanțare. Eu pot să le aduc finanțare. Okay. În primă fază, o tranșă de 500 de lei. Ok. Comisionul nostru e de 100.000, adică 20%, cu acte. Dacă e fără acte, dar acum depinde cum vă este mai ușor. Și părintele Bogdan și părintele Sorin au zis să vin să vă întreb, vă încadrați în prețul acesta sau îl măriți? Că este posibilitatea să îl măriți. Ei oricum trebuie să le facă documentația, să caute alt diriginte
pentru că nu este, nu are și pentru monumente istorice acest diriginte, plus că e loc, adică decizia va aparține. Înțeles. Da, eu o să primească în total 500. Prima tranșă e 500. Am înțeles. Din, da. La fiecare tranșă 20% comisiune. Am înțeles. Acum bănuiesc că, dar nu e treaba mea, că aveți unele discuții și cu ei. E treaba dumneavoastră aici, nu? Da, nu, nu, e de numai... că suta de mii, eu cam acolo am eu surplusul meu. Prin zicerea că acolo este surplusul meu, domnul Dănuți Ember confirmă ceea ce a spus preotul consilier Sorin, și anume că devizul a fost umflat cu o sumă destinată parandărătului. De aia ăștia 100, dacă 80 cu stele atunci aproximativ. Cam așa, da. Da? Pentru ăștia am surplusul ăsta. Dar dacă trebuie să fim pe suma asta de 650, din care să dăm jos 100. Dar în principiu nu am o majorare mare, că nu vreau să fie. Mă gândeam acum că dacă scad ăștia 20, mai scad încă 19 care pleacă în altă parte, ca 40% se duce. Da, vreau să știți. Eu tocmai deci mi-au zis, du-te și vezi, dacă nu mărim. Da, mărim un pic, nu. Mai măriți, cât credeți important este să vă încadrați? Vă știți socotelele? Trebuie să fie toată lumea mulțumită, inclusiv cei de la Tulcea. Da. Mai bine să punem 1.200 în plus ca să fie toată lumea mulțumită. Decât să... Da. N-am putut să discut la telefon lucrurile acestea, de aceea am insistat să vin până aici și părinții m-au rugat să vin și au zis, mă, evită să vorbești prin telefon. Acces direct sus la ușă. Prin acces direct la ușă, domnul Gabriel Ember s-a referit dacă am intrare sus la Secretariatul de Stat pentru Culte. Asta dovedește că domnia sa știa că bisericile obțin sume importante de bani prin trafic de influență și șpagă. Când spun că sistemul corupt din biserică se întinde peste aproape toată țara, nu sunt nebun. Se poate apela și cu alte ocazii la ușa asta? Cu alte finanțări? La alte biserici? Da, pentru că la Secretariatul de Stat pentru Culte nu sunt criterii, știți cum lucrați de mult. Se face tot pe criterii politice. Ai susținere politică, iei bani. Dacă nu, îți aruncă un 5-10 mii de lei. Au rămas la fel nemodificat, tot au rămas de aici. E în regulă? Da. Ați vorbit cu... Am vorbit cu... Da? Da, au rămas cu neauzim. Toate cele bune. Bine. Regulă, nu mai vine. Cum vreau să vă întreb, avem confirmare cam când se vor întâmpla mișcările de luna asta? Păi luna asta, cel târziu luna august. Am înțeles. Deci până la sfârșitul lunii august aveți prima tranșă de 500 de mii. Și, și următoarea vom vedea până la sfârșitul anului. Bun, toate cele bune! Am plecat de la Arad și a doua zi, pe 5 iulie 2023, am avut a treia întâlnire cu preotul consilier eparhial Ioan Nicolae Sorin. Coborăm o lume pe jos, că mai rece. Cum? Că nici eu n-am timp mult. Nu aveți timp mult. Discutăm la obiect și... Da, ce faceți, domn părinte? Cum acte, e? Acte. Acte, da. În concedința cu SSC. Da? Da, cum au avut zile la rând. Uitați, devizul, am vorbit, nu l-a schimbat, mi-a spus că se încadrează. A, și l-ați adunat original. Da, a spus ca să, să-l contrasemnați, să-l semneze și dirigintele de șantier. De asta trebuie să căut un diriginte de șantier pe monumente istorice. Pe monumente. O să vedem pe cine găsim. Eu am eu... vor bani. Așa este. Da. Eu cred că nu e nicio problemă. Dacă dânsul o decis așa, adică nu o să am probleme cu dumnealui. L-am văzut că e un om... Un băiat foarte serios. Păi... Acum nici noi nu vrem să avem probleme. Nu știu, adică ce siguranță aveți dumneavoastră că nu bubuie nimic și nu se întâmplă nimic. Este dovada clară că preotul Sorin, consilierul Episcopiei Tulcea,
conștientizează că acceptarea propunerilor mele este ilegală și imorală și își exprimă teama de posibilele consecințe penale. Însă discuția continuă. De ce se bubuie? Problema e că dacă e seriozitate, o discutăm aceste detalii la momentul respectiv. Adică plățile să fie un pic eșalonate sau dacă aveți încredere în dânsul, nu e problemă. Eu mă bazez pe dumneavoastră, că na, dânsul e din Arad, da, dumnealui știe, da, garanția dumneavoastră da, sunteți. Da. Să fie bine, știți, adică de nici nu vrem... Absolut! Noi vrem să se rezolve, să putem și noi să facem ceva, nu? Asta e problema. Gata! Gata, părinte! Serim să facem să fie bine, toate. Da? Am vorbit și un pic și cu la mănăstire și a spus că și-au dat seama și au verificat și v-au transmis. Da, mi-a zis, da? Mi-a zis și urmează. Bine. Da, Doamne ajută! Toate cele bune, Doamne da? Ajută! Preotul de la mănăstirea din Ogeția i-a transmis preotului consilier Sorin faptul că au mărit prețurile pentru ca să poată plăti comisionul de 20%. Domnia sa, în calitate de reprezentant al Episcopiei Tulcea, a acceptat fără obiecțiuni. Dovadă clară că șefii Episcopiei din Tulcea sunt capabili de fapte de corupție. De la Preasfințitul Visarion nu s-a auzit vreo reacție, deși a știut și a aprobat toate aceste înțelegeri imorale și ilegale. În ciuda sentimentului de teamă, înțelegerea rămâne în picioare și promisiunile valabile și anume, eu să dirijez de la Secretariatul de Stat pentru Culte, prin trafic de influență, 800.000 de lei către mănăstirea din Ogeția și 500.000 de lei la Catedrala din Tulcea, iar pentru aceste servicii de trafic de influență să primesc două șpăci, una de la mănăstirea din Ogeția de 160.000 lei și a doua de la Catedrala din Tulcea de 100.000 lei. Din informațiile mele, pe 12 iulie 2023, un consilier de la Secretariatul de Stat pentru Culte a făcut o vizită la Episcopia din Tulcea, ocazie cu care mai mari episcopiei au aflat că eu nu puteam să fac trafic de influență și nici să le aduc banii promiși de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Din acest motiv, preotul Sorin m-a sunat în aceeași zi, adică pe 12 iulie 2023, și mi-a spus că se retrage. Știți cum e? N-am făcut chestii de genul ăsta în 15 ani de când sunt consilier și nu vreau să mă le la cap cu nimic. Vreodată cineva să mă cheme, să dau declarații sau să fac altceva. Pur și simplu, avem familie, avem asta, nu vreau să-mi fac obligații din nicio culoare. În cauza asta, adică ce am făcut, am făcut pe cinstite și pe... Na. Înțeleg. Eu am refuzat această colaborare cu domnul respectiv pentru că noi nu am aplicat asemenea lucruri urâte în episcopie niciodată. Am înțeles. Dar din înregistrările pe care le avem, în faza inițială dumneavoastră ați fost de acord cu această propunere, spunând, citez, pentru că cărămizi în plus e bine întotdeauna. Nu mai știu exact ce am. Ce ați vrut să spuneți cu asta? Chiar nu știu. Dar i-ați făcut legătura cu mănăstirea din Ogeția, de exemplu, l-ați trimis acolo? De ce ați făcut asta dacă spuneți că ați refuzat? Păi, am refuzat, v-am spus. Ați refuzat, în faza inițială ați fost de acord și vreau să vă întreb de ce ați... N-am fost de acord niciodată. Cum sună acum convorbirea preotului Sorin cu Alex Nedea după ce ați aflat cum au decurs lucrurile? Cât de mult poate să mintă reprezentantul Episcopiei din Tulcea, preotul consilier Ioan Nicolae Sorin? De ce oare Recorder a ascuns aceste înregistrări? De ce oare Alex Nedea nu l-a întrebat pe preotul Sorin despre domnul Ember de la Arad, despre faptul că devizul de la Catedrala din Tulcea era umflat înainte de a ajunge eu acolo? Sau ce a vrut să zică când a spus că dacă bubuie? O mențiune, dacă îmi permiți, lilică, e foarte importantă. Știți că a existat și un om cinstit? Cel puțin la a doua încercare, că din prima a cedat. Preotul care e consilier economic al Episcopiei din Tulcea, Ion Nicolae Sorin. Cred că numele acestui om merită pomenit dintr-un motiv foarte simplu. L-a sunat pe pretinsul om de afaceri și a spus, domne, uite, eu vreau să am conștiința în păcat. În prima oară a căzut în păcat, da? Dar pe urmă l-a sunat și a zis nu.
De la Tulcea am plecat la Iași să văd cum stau lucrurile în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Am ajuns pe data de 3 iulie 2023, mi-am pus camera de filmat și am descins la Arhiepiscopia Iașilor. Știind că înalprea Sfințitul Teofan din prudență nu discută afaceri decât cu persoane de foarte mare încredere, l-am căutat pe preotul Marian Timofte, vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, al doilea după înalprea Sfințitul Teofan în ierarhia bisericească. Un om de mare încredere al înalprea Sfinției sale Teofan. Cu respect, cu respect. Sunt Petri Căleașcu. Părinte vicar, foarte pe scurt, am o cunoștință de la Poiana Teiului. Și acolo sunt niște lucrări la două biserici. Și putem ajuta aceste comunități, chiar cu 800.000 de lei. Am vorbit de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Intervine domnul ministru. Asta e pe criterii politice. Avem binecuvântarea. Îi trebuie să facă... Au documentația pusă. Dacă discutați cu ei și sunt, ei doresc și vă bateți palma ca să... Așa, păi, Mitropolia n-a pus piedică niciodată. Dacă se face ceva, se lucrează, se repară, se consolidează, se restaurează, noi vrem... se construiește. Exact. Ei au nevoie de fonduri mai mari. Cam la, știți, Tuma Poiana Teiului. E foarte dificil. Și banii mai consistenți se distribuie pe criterii politice, că asta e realitatea. Noi vrem să ajutăm, adică avem și un interes al nostru să facem lucrările, adică să facem cu societatea noastră, dar să se facă și lucrările la biserică. Vorbiți eventual și cu părintele Protopop, cu Țuhan. Da. Înainte de a demara lucrurile și a le pune pe listă, adică a lua decizia de a se finanța, da. Am dorit să... Nu-i problemă. Părinte vicar, să trec un pomelnic, mă iertați. Fiți sănătos. Trec și un pomelnic pe aici. Cu respect, cu respect, Doamne ajută. Da. Vă mulțumesc foarte mult și să știți că o să ne exprimăm recunoștința. Să fiți sănătos. Cu respect, Doamne ajută. Preotul vicar Timofte a aprobat propunerile mele imorale și mi-a strâns mâna viguros. În biserică șpaga se dă sub formă de donație, ca o exprimare a recunoștinței. Diferența dintre pomelnic, donație sau exprimarea recunoștinței și șpagă este că primele se fac în mod dezinteresat, fără a aștepta în schimb ceva material lumesc, pe când șpaga se dă cu scopul obținerii unui folos material imoral nemeritat. Răspunsul preotului Timofte, să fii sănătos, probează că a acceptat promisiunea mea de a merge cu un pomelnic, adică a acceptat șpaga pe care urma să o primească sub formă de pomelnic sau ca o exprimare a recunoștinței mele. De la Iași, cu recomandarea preotului Timofte, după câteva zile am mers la Neamț să mă întâlnesc cu preotul protopop Ionel Cuțuhan. Am ajuns la Neamț pe data de 3 iulie 2023. Cu respect, părinte protopop. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Noi putem aduce 800.000. Acum, luna asta sau luna viitoare. Și o cunoștință mi-a zis ceva de că sunt niște lucrări în derulare pe undeva pe la Poiana Teiului. Sunt niște parohii. Da, la gamă. Singura noastră dorință și pretenție este că în schimbul acestor fonduri avem un comision de 20%. În ce constă acest comision? Putem pe factură. Dacă este cash, e mai puțin, e undeva la 12%. Dar dacă aveți un constructor, noi putem încheia un contract de consultanță și îi emitem factură pentru ca să se descarce și constructorul. Da, da, da. Dar toate cu
cu aprobare, pentru că, o, cum să zic eu, trebuie să știți din capul locului că acel constructor nu o să poată lucra de 800 de mii, pentru că 160 de mii le dă. Și în comisionul acesta rezolv totul și cu Iașu, adică cât doriți dumneavoastră după, eventual să-i faceți acolo o atenție, dar noi discutăm, adică nu aveți nicio obligație. Deci ne încadrăm să rezolvăm tot, și politic și cu Iașu, adică cu Arhiepiscopia și cu Părintele Vican. Da. Dacă credeți că e ok? Da, ar fi foarte bine. Noi putem dirija această sumă. Da. Știți că se împart politic banii, da. Și dacă n-ai sprijin... Da, aplicați să facem și aici. Da, cu ce? 200 de mii. A, un proiect. Dar cu ce? Domnul inginer ne ajută să... luăm niște bani. Ei, și eu am dat tot ei. Să ajut și din coașe și acolo unde îs eu. Pretenția noastră e un comision de 20%. Adică pe acte. Dacă îi fără acte și cash, 12%. Da. O să facem fără acte. Da. Deci... în regulă, părinte, totul. O să fie 200 de mii aici, 2 miliarde. Da, bine, de acolo... Am înțeles, comisioane și mai de da. Și dincolo la mine, vezi, maica Domnului cum mă ajută să termin și lucrările cum am zis. În creștinism, maica Domnului este simbolul purității și nu poate fi asociată cu fapte de corupție. Faptul că preotul protopop Cuțuhan crede că maica Domnului îl ajută prin fapte de corupție este o impietate, o blasfemie la adresa Maicii Domnului. Oricum am discutat, lucrurile sunt clare. Da. Eu aștept atunci de la dumneavoastră exact. Maica Domnului v-a adus. Expresia Maica Domnului v-a adus se aseamănă cu ce a spus în al preasfințitul Teodosie. Da, stremană cerească ce vedeți dumneavoastră. Pe data de 15 iulie 2023 am mers la sediul județean al PNL Bacău pentru a discuta cu domnul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău și ministrul mediului. Auzisem că este implicat în obținerea de finanțări de la Secretariatul de Stat pentru Culte pentru anumite biserici din județul Bacău. Din nefericire, imaginele sunt blurate din cauza unei defecțiuni tehnice a camerei ascunse de filmat. Totuși, înregistrările sunt relevante. Nu! Vorbește, te rog! Și pe Claudiu să vină la mine, da? Cu respect, domnul președinte, mulțumesc tare mult. Vreau în primul rând să mulțumesc foarte mult că ați sprijinit bisericile și ați ajutat. Fără sprijinul dumneavoastră, mare lucru nu se făcea. Și am avut și noi de lucru. Dumneavoastră sunteți ce? Eu sunt constructor. Sunteți constructor. Constructor. Și a fost bine și anul trecut și anul ăsta. Am o rugăminte și am vorbit cu, știți, cu domnul... Am luat lucrarea de la Său, parohia Pogorârea Duhului Sfânt. Și primarul nu este de la noi, de la PNL. În schimb, domnul Budacă a pierdut la câteva voturi. Am vrea să ne ajutați măcar cu un 200 de mii să... Ce înseamnă să vă ajut cu un 200 de mii? Are documentația pusă la culte, la Secretariatul de Stat pentru Culte. Nu-l cunoșteam, nu mă cunoștea, domnul Fechet. Din acest motiv m-aș întreba cine sunt, iar eu i-am răspuns vag, constructorul. I-am spus despre o biserică de la Asău, pentru că în comuna Asău este primar de la PSD. De ce? Vă explic. Domnul Fechet are încredere foarte mare în primarii de la PNL și doar cu ei discută și aranjează afacerile. Dacă i-aș fi spus despre o biserică dintr-o comună unde primarul ar fi fost de la PNL, ca să se deschidă și să pot discuta pe larg despre șpăci, domnia sa l-ar fi sunat imediat pe acel primar. Din acest motiv am inventat povestea cu biserica de la Asău, pentru că știam că nu-l va suna pe domnul primar de la Asău și nu voi fi dat de gol. Am vrut să văd reacția domnului ministru când cineva vine la domnia sa
și îl roagă să facă trafic de influență la Secretariatul de Stat pentru culte. La culte este adevărat că ne-au mai întrebat și pe noi care sunt prioritățile. Cei de la culte v-au întrebat pe voi, politicienii, care sunt prioritățile? Care priorități, domnule Mircea Fechet? Prioritățile voastre politice pe care le rezolvați prin trafic de influență și pe șpăgi? Legea cultelor prevede că nu politicienii stabilesc prioritățile cultelor. Și uneori primarii m-au întrebat și m-au rugat dacă pot să susțin proiecte locale. Această gargară ieftină o întâlnim la aproape toți politicienii. Ei sprijină comunitățile locale, vai ce e emoționant! Vă cunoaștem pe voi, politicienilor. Faceți trafic de influență pentru voturi și pentru șpăgi. Și uneori primarii m-au întrebat și m-au rugat dacă pot să susțin proiecte locale. Și acolo unde un primar de-al meu m-a rugat, am mai întrebat și eu în stânga, în dreapta, să văd în ce măsură se pot finanța proiectele respective. Mai departe, însă, de la ASAU sau din altă parte, mi-e greu să pot eu să vă promit că am vreo putere să intervin în sensul ăsta. Domnul ministru Mircea Fechet nu a acceptat propunerea mea de a face trafic de influență la Secretariatul de Stat pentru Culte în favoarea bisericii din Asău, din cauza faptului că primarul din comuna Asău este de la PSD. Însă Mircea Fechet a spus că pentru primarii domniei sale, adică primarii din PNL, a mai întrebat în stânga și în dreapta. Să nu credeți că domnia sa, în calitate de președinte al PNL Bacău și ministru mediului, întreabă cum se obțin finanțările ca un cetățean obișnuit. Domnia sa are putere și influență politică. Întrebatul în stânga sau în dreapta despre care vorbește domnul Mircea Fechet înseamnă trafic de influență. Scopul meu nu a fost să obțin probe juridice privind fapte de corupție. Asta este treaba procurorilor. Am vrut să demonstrez că importanți oameni politici fac trafic de influență la Secretariatul de Stat pentru Culte. Și domnul ministru Mircea Fechet a spus foarte clar că pentru primarii din PNL a făcut trafic de influență. Ultima rugăminte să poate măcar că e, să poate fi acoperită. Dar din ce mi-amintesc eu, el a făcut obiectul unei... Nu, anul ăsta nu. Anul trecut ați ajutat. Anul ăsta nu. Bine. Ok. Vorbim. Această filmare este încă o dovadă clară că politicieni ca domnul ministru Mircea Fechet fac trafic de influență la Secretariatul de Stat pentru Culte cu scopul ca bisericile la care au ei interese să primească fonduri consistente. Pe data de 5 iulie 2023, am mers la Focșan să mă întâlnesc cu președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, însă nu l-am găsit. L-am întâlnit ulterior pe domnul Toma, cu care am discutat despre Dâlhăuți. Știți din materialul Corupție în numele Domnului, partea 1, cum au decurs lucrurile cu dumnealui. Dacă tot mă aflam la Consiliul Județean Vrancea și la prefectură, am zis, hai să vedem ce spune omul numit de PNL în conducerea prefecturii Vrancea, domnul Gheorghiță Berbece. Bună ziua! Domnul Leșcu Petrică vrea să vorbesc cu dumneavoastră. Leșcu Petrică. Spuneți că a vorbit cu domnul consilier, domnul președinte. A venit cu domnul consilier de la domnul președinte de la Consiliul Județean și m-a rugat să vă sun să... Bine, mulțumesc! Imediat vă notez și mergeți. Bună ziua, cu domnul suprefect. Cu respect, domnul suprefect. Vă salut. Vă mulțumesc foarte mult. Cu drag. Mulțumesc că m-ați primit, domnul suprefect. Eu sunt Petrică Leașcu. Așa. În 2020, eu am susținut PNL-ul și la Bacău și politic. Da. Și Bacău și aici. Știți că a fost întâlnirea cu domnul Orban. A fost și domnul Dan, da, am da, dat. Da, 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 corect. Așa. Dar n-am vrut să ies prea mult în evidență. Așa. Și vă spun drept, am făcut niște lucrări la Mănăstirea Dâlhăuți. O știți aici. Da.
și se poate obține niște fonduri de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Am vorbit acolo la secretariat, dar fondurile se, pentru sume mai mari, adică pentru până la 10.000 e ok, da. Dar pentru sume mai mari trebuie și un pic de susținere politică. Mi-a zis-o clar, domnul director Frunză. În fine. Ce lucrări ați făcut dumneavoastră acolo? La clădirea aia mare. Știți, clădirea aia mare... Alea... Corpul ăla, corpul ăla de chilii. Chilii, așa. Da. Ăla este mare. Ăla mare, mare. Da, da, da. Noi l-am ridicat și l-am adus până într-o anumită formă și a venit o altă firmă care s-a ocupat de finisaj. Bun, și n-ați făcut un contract acolo? Ba, da, dar o parte din lucrări parte. Nu s-a mai dat. Ați făcut lucrările? Da, și nu s-au mai plătit. Și nu s-au plătit. Da. Uh-huh. Și am putut face actualizarea devizului și... Mănăstirea nu are fonduri, fonduri. Și am și zis, am lăsat o parte. Are. Are, doamne, pentru că toți oamenii ăștia cu bani de aici din Focșani acolo se duc. Acolo se duc. Păi da, ce? Nu e mare, nu e mare suma, domnul subprefect, dar până la urmă, cum zic, noi am sprijinit foarte mult mănăstirea, adică, dar nici nu poți, că te duce la faliment până la urmă. Avem o societate de construcție, da. Din Bacău? Din Bacău. Aha. Dacă avem sprijinul dumneavoastră, mai e nevoie să discutăm, să discuți cu domnul președinte? Că domnul președinte sigur mă ține eu minte. Eu să-i transmit și domnul președinte. Că și să avem, am un pic sprijinul. Deci aveți ok-ul nostru. Acolo la culte nu sunt criterii. Bun? Da. Să știu exact cine, ce și cum. Așa, deci societatea se cheamă SC... Andicer Construct. Andicer Construct. Se vene... Brambato, nu? Da. Dar important e mănăstirea Dălhăuți. Mănăstirea Dălhăuți și dacă sună domnul director sau... Care ar fi suma? 300 de mii. 300 de mii de lei, da? Da. Vă mulțumesc așa, foarte. Așa, dumneavoastră zici, sunteți domnul... Leașcu Petrică. N-am îndrăznit până acum, știți de ce? Că până acum am fost tot amână. 076. Așa. Și acum, politic, activați undeva? Sunteți în organizație? Cum să zic, eu susțin în continuare PNL-ul. Faptul că domnul Berbece și-a notat numele meu, suma de 300.000 de lei, numărul meu de telefon, dovedește că dânsul a acceptat să facă trafic de influență pentru ca mănăstirea Dălhăuți să primească fonduri financiare. Prin întrebarea unde activez politic, domnul Berbece mi-a transmis un mesaj subtil că traficul de influență pe care urma să-l facă ca să mă ajute are un cost, adică să activez în continuare politic în PNL și, bineînțeles, să sprijin PNL. La revedere! Mai bine! O zi bună, mai bine. M-am prezentat la Partidul Social Democrat Buzău pe data de 6 iulie 2023 ca preot la o parohie din județul Buzău cu o biserică în construcție și care vrea să vorbească cu domnul Romașcanu Lucian, președintele Partidului Social Democrat Buzău, pentru ca domnia sa să facă o intervenție la Secretariatul de Stat pentru Culte, ca această instituție să aloce fonduri publice parohiei pe care o reprezentam, adică domnul Romașcanu, în calitate de președinte al Partidului Social Democrat Buzău, să facă trafic de influență la Secretariatul de Stat pentru Culte. Să rămână! Scuzați deranjul! Bună ziua! Domnul președinte! Care președinte? Romașcanu! Mergeți la colega mea aici și... Da, să rămână? Deci, scuzați deranjul. Domnul președinte Romașcanu este cumva...
sau când l-aș putea găsi? Vine... Când vine? Când vine, da. Doriți să vă vedeți cu dumneavoastră? Da. Sunteți din Buzău? Da, de la propria sa. Luați-o cu o secundă, da, ca să-mi notez eu. Nu aș vrea să vorbesc două minute, da, că vrem să facem o biserică acolo, avem documentație, dar la Secretariatul de Stat pentru Curte, fără o susținere, nu primești nimic. Și știu că dumnealui a ajutat multe biserici. Ziceți-mi, Sfântul Șapte și Părintele Lucie de Mușcană. Ziceți-mi numele. Părintele Petru Neacșu. Petru Neacșu. Un telefon. 0716. 596. Sunteți Sărmâna. Pa. Biserica. Scorțoasa, din comuna Scorțoasa, parohia Pletoasa. E cam departe de aici, dar eu nu-i problemă. Parohia Pletoasa. Problemă ajutor. Ați depus ceva la SSC? Da, da, la SSC, la Secretariatul de Stat pentru Curte. Eu știu că pe mine m-au mai rugat preoții, eu stau în Mitropaișpe, stau exact lângă biserica din Mitropaișpe. Și finanțări aici, Secretariatul de Stat pentru Culte. Ăsta, da. Și ce au spus preoții? Nu, când și-au depus ei un dosar, dar ei oricum n-au cum să primească finanțare pentru că biserica aia n-are documente de proprietate. Când n-ai documente de... Înțeleg. Făcut-o pe vremea preotului Negăiță și n-a făcut-o fără document. Și acum ei se chinuie să o și obțină documente. Iar fără document la finanțări, n-ai ce să faci. Nu, e indiferent cât ar vrea să te ajute cineva, n-ai nicio șansă. Am înțeles. Deci eu sunt consilier al domnului Ciolacu, de fapt, din 2014. Mm-hmm. Și l-am luat pe Luci la pachet cu șeful. Eu i-am dat... cele două persoane pe care le aveam, o să completez cu dumneavoastră. Mulțumesc tare mult! Să rămână, o zi bună! Doamna Cristina, secretara domnului Marcel Ciolacu din 2014, de 10 ani, și a domnului Lucian Romașcanu, nu i s-a părut nimic nepotrivit și ilegal că un preot intră în sediul PSD Buzău pentru a solicita o întrevedere cu domnul Romașcanu pentru un trafic de influență la Secretariatul de Stat pentru Culte. Din contră, și-a notat în agendă numele meu, numărul de telefon și motivul solicitării mele. Problemă, ajutor. Am fost, sunt și rămân preot fidel Bisericii lui Hristos și cu niciun chip nu pot ataca biserica. În schimb, consider că atunci când sesizăm corupția sau ne izbim de corupția din biserică, avem datoria morală să luăm atitudine și să facem tot posibilul ca lucrurile să se schimbe. Corupția este un păcat foarte grav, este o uriciune înaintea lui Dumnezeu și produce foarte multă suferință și sărăcie în societate. Dacă nu luăm atitudine, devenim complici chiar și prin tăcerea noastră sau prin nepăsarea noastră. Acestea sunt convingerile mele. Prefer să mor luptând decât să-mi plec capul în fața ticăloșilor și a corupților sau să-mi vând sufletul prin compromisuri mizerabile. Voi lupta pentru adevăr și dreptate până la biruință sau până la moarte. Pace și bucurie!